Cele 7 universități europene care fac parte din consorțiul Neolaia, printre care și Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, au organizat o reuniune sub coordonarea Universității din Jaén, în cadrul căreia au fost abordate diverse inițiative legate de antreprenoriat, precum și punerea în aplicare a activităților care urmează să fie dezvoltate în lunile următoare. Organizăm o întâlnire lunară dedicată fiecăruia dintre pachete de lucru. Proiectul cuprinde în total 8 pachete, alături de alte 8 aspecte care vor fi abordate legate de predare, mobilitate, cercetare, explică Sebastian Brück, prorectorul cu activitatea de internaționalizare de la Universitatea din Jaén. Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava coordonează activitățile legate de antreprenoriat, care includ formarea viitorilor antreprenori, un sistem de sprijin pentru studenții antreprenori, un curs de vară, care va servi la recunoașterea și susținerea celor mai inovatoare proiecte, precum și la crearea de sinergii între studenți din diferite țări ale consorțiului. În ceea ce privește restul activităților pe care grupul le va organiza în lunile următoare, iese în evidență Focus Academy, o versiune prescurtată a uneia dintre activitățile legate de predare, în care fiecare universitate parteneră va realiza un curs legat de una dintre axele tematice cheie ale consorțiului. Activitățile vor începe de asemenea să fie dezvoltate în domeniile de cercetare și programe extracurriculare. Consorțiul Neolaia, cuvânt care înseamnă tineret în limba greacă, este format din Universitatea din Jaén, Universitatea Bielef, Germania, Universitatea din Ostrova, Republica Cehă, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, România, Colegiul de Stat Siulai, Lituania, Universitatea din Orebro, Suedia și Universitatea din Salerno, Italia. Acestea sunt universități europene tinere, de dimensiuni medii sau mici, care sunt dedicate mediului lor social și economic și au o poziție proeminentă în clasamente, în special cele care analizează poziționarea universităților tinere, cum ar fi The Young Universities. În total au peste 110.000 de studenți, 68 de facultăți și școli și mai mult de 350 de programe de licență și 250 programe de masterat. Consorțiul universitar Neolaia, al cărui motto este Tinere universități care dezvoltă tinerele talente ale Europei, Young Universities Empowering Regional Rooted European Talents, este realizat în jurul unor pachete de lucru care definesc domeniile de interes ale alianței: management, mobilitate, predare, antreprenoriat, cercetare, transfer, diversitate, multiculturalism și multilingvism, precum și sustenabilitatea acțiunilor proiectului. Scopul este de a genera o structură a resurselor care să faciliteze sinergiile în aspectele menționate mai sus și să îmbunătățească poziția și eficacitatea universităților care alcătuiesc consorțiul pe termen mediu și lung. În paralel cu organizarea activităților, grupul lucrează deja la prezentarea proiectului pentru a atrage finanțare în anul 2022.